Doamne ajută, dragi prieteni! Astăzi, încă o dată, din partea Partidului Democrației Acasă, vreau să-mi manifest îngrijorarea și să vin cu un apel public din partea unui partid extraparlamentar, care, de fapt, în sondajele de opinie, este al doilea partid ca și pondere electorală, în afară de cele 5 partide de stânga și PAS-ul care e în scădere, și ar fi corect ca PAS-ul să asculte opinia partidilor extraparlamentare. Eu înțeleg că o parte dintre băieții care astăzi sunt la cârma țării s-au îmbătat de putere, o parte dintre ei nu înțeleg, chiar sunt depășiți și ei cred că modificările pe care le bagă pe gât acum Parlamentului ca să fie votate, ele sunt absolut necesare pentru contracararea războiului hibrid și pericolul care vine din partea Federației Rusă. E adevărat că avem un pericol, că avem un război hibrid, avem foarte multe, dar ce își fac astăzi băieții cu modificările pe care le-au consultat și le-au făcut în dezbateri la Parlament și am urmărit fiecare mișcare a lor, am urmărit oricare poziții a unor experți care le-au vorbit și noi i-am atenționat prin videourile publicate pe rețelele sociale că monstru numit Serviciul de Securitate și Informații pe care vor să-l creeze prin dezlegarea mâinilor, legal vorbind, celor de la Serviciul de Informații și Securitate, va deveni un monstru în stilul KGB-ului sovietic care vor face tot ce vor. Astăzi, de fapt, dragi prieteni, de ce este important acest video? Comisia de la Veneția, este important să punctăm, Comisia de la Veneția, după ce a examinat în ședință publică la care a participat șeful Serviciului de Informații, Alexandru, probabil doamna Stamate, cine a mai fost din partea Guvernului Republicii Moldova, au examinat în ședință, au ascultat argumentele lui Alexandru, șeful SIS-ului și a celor din guvern, din Parlament, din Comisia Parlamentară și Comisia de la Veneția a concluzionat că este periculos și este nedemocratic modificările pe care le propune cei de la guvernare în vederea schimbării legislației și permiterii Serviciului de Informații și Securitate să fileze, să filmeze, să intercepteze doar cu permisiunea șefului Serviciului de Informații sau fără permisiunea lui. Deja asta rămâne de văzut. Dragi prieteni, guvernarea se joacă cu chibritele și cu focul și creează niște precedente extrem de periculoase pentru următoarele guvernări. Ei consideră că vor fi la guvernare toată viața. E o prostie totală, mai au 2 ani, dacă se vor menține încă și acești 2 ani. După 2 ani de zile vor fi ori coaliții de guvernare, ori vor fi cu totul alți partide de la guvernare. Și atunci ei vor fi victimii, primii care vor fi victimii a legii pe care vor să o promoveze și să o bage pe gât Parlamentului nostru. Pentru că nu pot să creeze un monstru, un stat în stat. Ce și vor să facă ei este un stat în stat, un stat paralel, cum se vorbea la București, care vor avea puteri nelimitate. Stimați prieteni, Constituția și regulile statului de drept presupun un echilibru între instituțiile de forță. SIS-ul poate să intercepteze cu permisiunea procurorului, cu permisiunea judecătorului de instrucție. Eu vreau să le aduc aminte celor care astăzi se consideră mai marii zilei, Olesia Stamati, Litvinenko, care mai stă poate în rândul 2, Alexandru, sau cei care de fapt cu adevărat vor această dezlegare de mâini pentru Serviciul de Securitate, Plahotniuc și Dodon și Voronin, în baza actualei legi și-a bătut joc din noi. În baza actualei legi, Plahotniuc a interceptat, a filat, a filmat și a făcut ce a vrut cu opoziția, s-a băgat camere de filmat în casele jurnaliștilor, a liderilor de opinie. A făcut toate acestea având legea actuală. Eu ce vreau să vă spun? Că echilibrul pe care exista n-a ținut cont nimic de el. Dar voi astăzi vreți să lichidați și minimum echilibru care mai exista între instituțiile de forță. Nu în zadar statul de drept și Constituția prevede un echilibru între instituțiile de coerciție, de forță, între procuratură, judecători, între serviciul de informații, între Ministerul de Interne. Voi astăzi vreți să creați un monstru și cineva vă băgat vată în urechi și în cap și vă convins că doar prin dezlegarea mâinilor serviciului de informații veți controla procurorii care nu subordonează, veți controla judecătorii care nu subordonează. Dar eu vă spun că serviciul de informații, prin ce faceți voi, în jumătate de an, când vor înțelege care este forța de fapt pe care le-ați dat-o voi legal,
va începe să vă devoreze pe voi și pe noi și pe toți împreună. Pentru că un simplu colaborator a serviciului de informații va fi Dumnezeu. El va putea să intercepteze soția, neamurile, el va putea să fileze, el va putea să obțină informații din teren, cum zicem noi, și să le utilizeze, să le vândă, să le comercializeze, pentru că la noi corupția e pe primul loc. Și aici faceți voi astăzi, creați un monstru. Eu vă rog încă o dată, dacă voi țineți cont de sugestiile Comisiei de la Veneția, și Comisia de la Veneția v-a spus foarte, foarte clar, nu sunt bune, nu sunt democratice, vor încălca drepturile omului, v-a spus o Comisie de la Veneția. Numai că eu astăzi am auzit deja reacția celor din guvernarea PAS că cei de la Comisia Venețiană au doar un rol de sugestie, rol de consultații și nici de cum nu poartă un caracter obligatoriu recomandările Comisiei de la Veneția. Și aici mi se pare din nou o palmă peste obrazul integrării europene din partea celor de la PAS. Dragă guvernare, pe masa deputaților vor veni aceste modificări. Ei, în mod normal, astăzi trebuie să convoace ședința Comisiei Parlamentare, iar prevederile pe care le-a invocat Comisia de la Veneția, care încălca drepturile omului, sau de fapt nu sunt susținute de partenerii de dezvoltare, ar trebui să fie eliminate. Luați în serios recomandările Comisiei de la Veneția. Nu băgați modificările astea pe gâtul parlamentarilor, iar către parlamentari, către actuala majoritate parlamentară. Eu fac apel la conștiința voastră, dacă vreți, la conștiința voastră, vă rog enorm, nu vă dați provocărilor. Veți fi victime, voi deputații actuali, veți fi victime a acestei legi în 2 ani de zile. Că 70, 80, 90% dintre voi nu vor mai fi deputați, dar vor fi cetățeni care vor avea de suferit din urma așa numitelor modificări pe care le faceți astăzi. Fiți responsabili față de prezentul și viitorul nostru. Eu, din partea Partidului Democrației Acasă, condamn comportamentul irresponsabil a unor jucători politici care dau foc la lege și transformă statul actual într-un stat polițienesc, într-un stat KGB, într-un stat de teroare. Nu-i corect, nu-i european, nu ne duce nicăieri acest sistem dictatorial pe care îl construiți voi astăzi la Chișinău. Nu duce nicăieri și veți fi victime și voi și noi și cei care ne exprimăm liber. Doamne ajută minte și distribuiți ca să ajungem să informăm cetățenii din prima sursă.